Într-o zi crăpam lemne și în perioada aceea lucram mult cu copiii din general, împreună cu copiii mei, avem 9 copii și 26 de nepoți. Și prin harul Domnului, cel puțin jumătate din generală, au trecut și prin familia noastră și prin biserică. Și la un moment dat, împreună cu copiii, am făcut și un cor, corul ortopendicostal, că erau mai mulți ortodoxi. Și Dumnezeu a lucrat și am semănat cuvântul lui Dumnezeu. Și într-o zi, crăpând lemne, am primit o inspirație, pentru că Dumnezeu m-a înzestrat să pot scrie poezii, și am primit o inspirație gândindu-mă la copii, la pretențiile lor care le auzeam vorbind, și m-am dus repede în casă, am lăsat lemnele și am început să scriu. Și am scris poezia cu pretenții. Doamne, te urmez pe tine, chiar dacă sunt mic copil. Dacă în școală iau doar 10, să nu învăț, dar eu să știu. Să se mire toți de mine, să mă știe că-și deștept. Voi fi lider și îmi stă bine, chiar din școli să-mi dea respect. Biet copilul însă trase după el ghiozdanul greu. Nu învățase, dar nici 10 nu purta carnetul său. Câte un 5 și câte un 4 la română mai scotea. 2 și 3 la mate însă, căci mai mult nu merita. În vacanță, corigențe, ceilalți la munte, mare, el săracul stă să învețe, corigențele s-a mare. Și cu chiu, cu vai, trecuse școala cea gimnazială. Mai departe așa își spuse, căci are o umbră de îndoială. Domnul-ți dă, dar nu-ți forțează nota ta din carnețel. Dacă înveți, el te ajută, dacă nu, ești fără țel. Iată-l căci acum e mare și ar vrea o limuzină și o casă cât o vilă, dar și o bună gospodină. Domnul e obligat să-mi deie și atunci îl slujesc la fix, dar nu vrea orice mașină. Un an multe cifre X. Și aș mai vrea să-mi dea o slujbă, să câștig ușor și mult, dacă vrea să-i merg pe cale și să trag cu el în jug. Sper că suța din dotare să mă bucur mult de ea. Dacă are spațiu mare, și pe Domnul voi urma. Doamne! N-am cerut de toate, e normal să îți mai cer. Dacă vrei să merg cu tine, dă-mi nevastă top model. Cardul ei să fie în bancă, cât mai bine încărcat. Și să fie tinerică, căci de mult eu sunt bărbat. Și aș mai vrea să-mi dai, o Doamne, un băiat și o fetiță. E suficient în casă, doar nu-mi dai de o grădiniță. Relaxat voi fi tot timpul, dacă faci precum îți spun. Doamne, ce doresc în viață, eu îți spun că totul e bun. Vrei să merg la adunare? Eu acestea ți le cer și îți mai spun ceva, o Doamne, să-mi asiguri loc în cer. Vezi, dacă-s la bătrânețe, nu vreau spatele în cocoașă sau vreo boală, nu-mi da, Doamne, căci nu suport durerea noastră. 90 de voi ajunge, tot să-mi spună că-s 50, iar când voi pleca din lume, dacă ai vrea să mă răpești. Bine, frățioare dragă, hai să calculăm un pic. Ce făcuși la adunare? Nu învățași nimic? Nimic? Cam vede că la mate nu prea știi a calcula. Adunași 0 cu 0, la egal 10 îți dădea. Dar mă întreb, de unde oare ai găsit pe unul în față? În transpir trecuși tu clasa și ai rămas uscat ca rața. Astăzi încă ai putere, tinere, eu știu ce spui, însă te îndemn de acum pofta ta s-o pui în cui. Ce-ai dorit pe la fundații, Domnul a spus că e pe deasupra, dacă nu e în stâncă casa,
patima îți deschise ușa. La final, poate vei zice că vei vrea să fii primit. E târziu, ți se va spune, în pretenții ai greșit. Frate, ai trăit cu zero și ai rămas sărac și gol. Dacă vrei să iei un 10, hai la domnul învățător și să-l rogi să te asculte, să-ți remediezi trecutul. Corigențele-s amare, le rezolvi cu începutul. Hai mai bine la învățare, să fim bine pregătiți, iar în ceruri la intrare, nota 10 să primiți. Amin.